La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După slujbă, ierarhul a proclamat 2022 ca an jubileu în cadrul eparhiei pentru a marca împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, 500 de ani de la sfințirea Bisericii Duminica tuturor Sfinților Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel Solca. În acest sens, Părintele Consilier Alexandru Sava a citit actul eparhial comemorativ, amintind câteva repere din programul cadru bisericesc al acestui an jubileu. Se vor organiza procesiuni cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, atât în municipiul Suceava, cât și în județul Suceava, la bisericile și mănăstirile ctitorite de domni și boieri din țara Moldovei. În cele 5 protopopiate din eparhie se vor organiza conferințe, întruniri, simpozioane, seminarii și alte manifestări la care vor fi invitați ierarhi, preoți, profesori, istorici, specialiști în istoria artei și așa mai departe. Înalt preasfințitul Părinte Calinic a conferit Ordinul Crucea Bucovinei profesoarei Viorica Hogaș, veteranului de război Gheorghe Cotos și inginerului Dumitru Parfene. În continuare a avut loc lansarea cărților Viața și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și Racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Istorie, Credință și Artă, publicate la editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, sub egida anului jubileu. Prima lucrare pe care vă aduc în atenția domnilor voastre este Viața și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, o ediție deortosită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Am putea spune este o ediție princeps, pentru că până acum cinstitul Paraclis al Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou încă nu a fost tipărit. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, după cum vedeți, este, moaștele sale sunt așezate într-o raclă, cea mai veche piesă de orfevrerie de argint aurit din țara Moldovei și din sud-estul Europei. Și aceste lucrări, aceste piese de artă, de istorie, de credință și de cultură, este dedicată această lucrare, racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, istorie, credință și artă. În continuare a avut loc o procesiune cu icoane în jurul Bisericii Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou. La final, ierarhul le-a prezentat credincioșilor icoana anului jubileu. Icoana iubiți credincioși, pictată în atelierul de pictură al Mănăstirii Putna de Părintele Protosinghel Pavel. Fiind ziua numelui Bisericii și a credinței noastre, Biserica Ortodoxă, Sfânta Ortodoxie. Vă doresc la toți să fiți sănătoși, să ne ferească Dumnezeu de alte necazuri, ca în completarea pandemiei, și știți la ce mă refer, și Maica Domnului să acopere România cu omoforul ei. Pe parcursul întregului an, la editura Crimca vor fi publicate studii, monografii, albume și lucrări științifice dedicate celor trei lăcașuri din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.